Excel, probleme rezolvate, partea a patra. Reamintim că modul tabelar de aranjare a datelor este adecvat acelor activități în care datele primare urmează a fi prelucrate. Celulele pot găzdui serii de date, de ore, de zile lucrătoare, de luni sau de ani. Seriile de date se obțin cu ajutorul mouse-ului sau se activează meniul Edit și se alege comanda Fill cu Fill Series. Graficele Excel pun la dispoziție o imagine a datelor din foaia de calcul. Iată datele de la care pornim. Și iată comanda pentru inserarea diagramelor. Insert charts. Apăsăm pe pictograma lansatorului charts. Avem la dispoziție o galerie extrem de diversă de diagrame. Iată diagramele de tip clustered column, adică coloană grupată, cu variantele 3D. Urmează varianta staked column, adică coloană stratificată, cu variantele 3D și 100%, coloană stratificată, diagrame de tip linie, diagramă de tip bară, grupată și stratificată, diagramă radială, arie sau suprafață, combinată. Elementele unei diagrame sunt cele două axe perpendiculare, similare axelor din planul euclidian, elemente de titlu ale axelor, numele diagramei, etichetele de date situate în interior, în exterior, la baza sau în vârful formelor care identifică valorile reprezentate, tabelul de date însuși, legenda și chiar și o linie a tendințelor valorilor din diagramă. Proiectul Excel construiește un grafic pe baza seriilor de date inserate într-un tabel. Selectăm tabelul completat deja cu date dintre toate tipurile de diagrame, state column, 3D clustering column, 3D column, o alegem pe aceasta de tip 3D, grupată, coloană grupată 3D. Extindem diagrama, actualizăm titlul, și folosim două serii numerice, două serii de valori, două serii liniare, pentru a modifica datele din tabel, ilustrând puterea de actualizare a datelor în mod direct, unul la unul, tabel, diagram. Modificările ilustrează rapiditatea cu care se
Reconstruiește diagrama. Cu această demonstrație vom muta diagrama într-o foaie de calcul nouă. Aici vom vizualiza din nou elementele unei diagrame, și anume axele, titlurile axelor, titlul diagramei care rămâne neschimbat și iată etichetele de date care sunt în acest moment vizibile. Putem adăuga sau exclude tabelul de date de la care a pornit diagrama, iar legenda eliminată pentru moment a fost readusă și reașezată în partea de jos a diagramei. Vom efectua formatări ale seriilor de date. Iată, spre exemplu, vom reprezenta notele prin corpuri geometrice de formă con, cilindru, piramidă. Putem schimba materialul care împachetează aceste forme geometrice, un șablon, un model, un pattern fill. Alegem această hârtie cu dungi pentru notele din semestrul 1, pentru mediile din semestrul 1. O altă facilitate, Excel, este schimbarea perspectivei din care privim diagrama de-a lungul axei OX sau de-a lungul axei OY, în adâncime formatările podelei. Iată, sunt posibile, iarăși cu forme preexistente, de asemenea și peretele diagramei poate folosi gradient de culoare. Iată, de la auriu la alb, pe diferite direcții, și aceasta este diagrama în forma finală obținută prin proiectul nostru. Sesiune de autoevaluare. Pe baza datelor din tabel, reconstituiți diagrama din imagine. Vă mulțumesc!